viață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, o cafea cu flori astăzi, 1 martie. Teoretic a venit primăvara, practic ați văzut și dumneavoastră ce e pe afară, dar să ne bucurăm, cumpărăm flori, mărțișoare, unii le cumpără virtuale, alții le dau așa, fizic. Important este să ne bucurăm de ziua de astăzi și să ne simțim pe cât se poate foarte bine. Oameni buni, nu vrem să mai discutăm despre prea multă politică, administrație, așa că am zis astăzi să mergem spre un domeniu în care să putem vorbi despre oameni și în ce măsură cei care au nevoie pot fi ajutați. De aceea am invitat o doamnă, nici nu se putea altfel astăzi, e 1 martie, doamna Ana Berea, directoarea Direcției de Asistență Socială Piatra Neamț. Bună dimineața! Bine. Bună dimineața și o primăvară frumoasă tuturor! Bine ați venit la cafea! Bine v-am găsit! Deci eu vă propun să bem o cafea în dimineața asta împreună și să discutăm. Când spui așa Direcția de Asistență Socială, toată lumea se gândește la o chestie în care sunt niște oameni care se duc din casă în casă și ajută pe cineva. De fapt, Direcția de Asistență Socială este o instituție în sine complexă, cu foarte multă activitate și nu numai, în care partea aceasta de ajutoare sociale reprezintă doar un segment al activității. Haideți, spuneți-mi pe scurt, ce înseamnă Direcția de Asistență Socială în Piatra Neamț? Direcția de Asistență Socială funcționează după niște reguli clare. Are elaborată o strategie de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu 2018-2023, în care are stabilite niște obiective strategice și funcționale. Un prim obiectiv ar fi acela al implicării active a comunității locale în problematica socială, pe baza dezvoltării de parteneriate între Direcția de Asistență Socială și actori cheie care activează în domeniul social la nivel local. Un alt obiectiv ar fi acela al dezvoltării de servicii noi și eficientizarea serviciilor sociale existente, pe baza nevoilor beneficiarilor și a extinderii categoriilor de grupuri vulnerabile față de cele existente. Și un al treilea obiectiv ar fi acela al profesionalizării sistemului de asistență socială la nivel de direcție, unde urmărim dezvoltarea capacității instituționale prin crearea unui mediu dinamic și modern, astfel încât să urmărim eficientizarea activității direcției și dezvoltarea resurselor umane care activează în cadrul aparatului de asistență socială. În fiecare an, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, se întocmește planul de acțiune al serviciilor administrate și finanțate din bugetul local. Planul de acțiune cuprinde date detaliate despre numărul de beneficiari, categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse a fi înființate, bugetul estimat, sursele de finanțare, dar și acțiuni de promovare și înștiințarea publicului despre serviciile sociale existente și dezvoltarea competențelor profesionale și îndrumarea metodologică a personalului care lucrează în asistență socială. Doamna director, haideți să vedem așa pe rând. În primul rând, să lămurim problema asta cu ajutoarele sociale. Sunt multe, sunt mai multe, au scăzut, de ce au scăzut, cam unde se duc aceste ajutoare și ce obligații au cei care le primesc? Da, au scăzut la nivel de municipiu Piatra Neamț.
În evidențele noastre, în momentul de față, se află un număr de 200 de familii beneficiare de venit minim garantat aflate în plată. Dintre acestea, 87 de persoane sunt apte de muncă. Pentru ajutorul social primit, persoanele beneficiare de venit minim garantat, una sau mai multe persoane din familia beneficiară, au obligația de a efectua acțiuni și lucrări de interes local, dar trebuie să fie majore și apte de muncă și cu respectarea normelor de securitate și igiena a muncii. Asta se înțelege. Deci da. Ei ce fac? Unde lucrează? Ei sunt repartizați, în special la societățile Consiliului Local, Publiserv, Urban, Locativ, la școli, licee, în funcție de solicitări. Deci se fac solicitări de către instituții publice sau societățile Consiliului Local? Da, și în funcție de nevoile unităților respective, îi repartizăm. Le stabilim numărul de ore de acțiuni de interes local. Se stabilește în funcție de cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Adică ce înseamnă asta? Cam cât așa? Raportat la durata medie a timpului de lucru. Asta înseamnă că în funcție de salariul minim brut pe țară și de cuantum ajutorului social, se stabilesc orele de muncă care trebuie să le efectueze la societățile Consiliului Local sau la școli și licee. Pentru o persoană singură, cuantumul ajutorului social este de 145, pentru două persoane 250 și 5 și așa mai departe. Undeva pentru 5 persoane ajunge la 5.200.527 de lei. Am înțeles. Și munca aceasta cum este supravegheată? Cine o controlează sau nu o controlează? Primiți un raport? Da. Și-a făcut treaba, nu și-a făcut? Da. Noi la fiecare început de lună trimitem la societățile Consiliului Local unde sunt repartizate un document în care specificăm toate datele de identificare a persoanelor apte de muncă cu numărul de ore și la sfârșit de lună primim document în care să reiasă că și-au efectuat numărul de ore sau nu și l-au efectuat, s-au efectuat parțial. În situația în care beneficiarii de ajutor social nu și-au efectuat orele de muncă, ajutorul se suspendă. În situația în care beneficiarii de ajutor social refuză o singură dată un loc de muncă sau refuză să participe la serviciile de stimulare ocupării și de formare profesională, ajutorul social încetează. Acum legea reglementează că trebuie să participe, să refuze o singură dată un loc de muncă. Ați avut cazuri? Da, sigur, am avut cazuri de încetare pe motiv că au refuzat locurile de muncă. Semestrial trimitem. Știți de ce vă întreb? Toată lumea spune, domne, nu sunt locuri de muncă la noi. Dacă te uiți, mai apar din când în când așa. Mai apar. Ideea este că foarte mulți oameni care au societăți comerciale au renunțat să mai trimită locurile de muncă, pentru că le trimit. Ei se trimit la locuri de muncă conform pregătirii profesionale și a cerințelor postului. Postul trebuie să se plieze pe cerințele profesionale, adică pe nivelul de studii care se cere. Și atunci, dacă îndeplinește condițiile, se face un gen de mediere între persoana aptă de muncă și cerințele postului. Da. Bun, astea sunt ajutoarele sociale de genul acesta. Noi semestrial trimitem lista cu persoane apte de muncă la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și primim adeverințe în care se specifică că au refuzat sau nu un loc de muncă sau dacă au refuzat participarea la serviciile de stimulare ocupării și de formare profesională, că se urmărește și formarea lor profesională în cadrul acestei. Bun, activități. Pe lângă acest gen de ajutoare, oamenii mai primesc și de alt tip, nu? Pentru lemne, pentru ce mai primesc? Ajutor pentru încălzirea locuinței,
Aici au scăzut, într-adevăr, numărul de ajutoare acordate. Se urmărește venitul lunar pe membru de familie fiind de 800 de lei, venitul net pe membru de familie fiind de 800 de lei. Și avem ajutoare de încălzire pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi. Aici undeva am avut un număr de 350 de cereri la gaze naturale aprobate, la energie electrică în jur de 50 de cereri și la lemne în jur de 90. La energie electrică obligatoriu se efectuează ancheta socială pentru a identifica sursa de încălzire. Comparativ cu alții ani, ajutoarele la încălzire au scăzut. Da, spuneți-mi un pic, aceste ajutoare, aceste anchete sociale le efectuează oamenii dumneavoastră? Sigur. Orice beneficiu și orice serviciu care se acordă prin Direcția de Asistență Socială se efectuează cu anchete în teren. Câți oameni aveți acum? În jur de 320 în cadrul Direcției de Asistență Socială. Dar nu toți sunt... Dar 130 sunt asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav. Avem medicina școlară unde sunt în jur de 40 de oameni. Și aici vă întreb un pic, care trebuie să spunem că în perioada pandemiei au muncit din greu fiind detașați la Direcția de Sănătate Publică să facă activități specifice. Vă întreb ceva, au beneficiat și ei de sporurile care le primesc ceilalți oameni din sănătate? Că știu că la un moment dat au fost discuții. Din câte știu, numai o parte sau o singură persoană care au efectuat anchete epidemiologice. Atât, da. Nu, pentru că ei au muncit, într-adevăr, de mulți au fost și la centrele de vaccinare o perioadă până a început școala. Până a începe, da, într-adevăr, școala, au desfășurat activități specifice la centrele de vaccinare, fiind delegați de la noi și centrele de vaccinare sunt în administrarea noastră, ne-am ocupat de buna funcționare a centrelor de vaccinare și de astăzi se deschide un nou centru de vaccinare de la Ocol. Asta, da, că s-a anunțat de săptămâna trecută. Bun, deci 130 sunt însoțitori, da? 40 aveți la medicina școlară, la centru social Pietricica 37 și undeva ei se repartizează pe toate centrele. La nivelul Direcției de Asistență Socială sunt 7 servicii licențiate care funcționează în administrarea, în subordinea Direcției de Asistență Socială. Când spun că sunt licențiate, spun că îndeplinesc toate condițiile legale pentru a funcționa, inclusiv autorizații sanitare, sanitar-veterinare și de la pompieri. Pentru anul 2021, municipiul Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, își propune să înființeze un serviciu nou prin proiectul Creșterea Participării la Învățământul Antepreșcolar. Este un serviciu finanțat din fonduri europene prin programul operațional Capital Uman 2014-2020 și înființarea unui centru de zi primii pași care să ofere servicii de educație antipreșcolară, servicii de îngrijire și nutriție pentru 76 de copii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani. De-abia astea sunt lucruri care sunt extrem de interesante și arată o altă fațetă a activității DAS-ului. Da. Astfel, centrala termică 26 de pe strada Progresului va fi transformată într-un centru nou, va fi realizată la standarde europene și va acorda aceste servicii inclusiv pentru părinți, servicii de consiliere socială și servicii de educație parentală pentru reconcilierea vieții de familie cu activitatea profesională. Serviciile sociale care se oferă în acest centru sunt finanțate din fonduri europene, iar reabilitarea centralei dezafectate
va fi realizată cu fonduri de la bugetul local. Deci, practic, fonduri de la bugetul local pentru reabilitarea clădirii. Da. Sunteți gestionar de fonduri europene, dumneavoastră le promovați sau de programe europene? Am depus proiectul și am câștigat proiectul. Valoarea proiectului este de 3.300.000. Pe o perioadă de 3 ani vor fi finanțate cheltuieli cu plata personalului, cheltuieli cu nutriția copiilor și toate serviciile din centru sunt gratuite. Da. Alte activități? Celelalte servicii sociale. Noi ne propunem o eficientizare a celorlalte servicii sociale și dezvoltarea acestora atât cu resurse de la bugetul local, cât și prin atragerea de fonduri europene. Primul serviciu social ar fi centru de zi pentru preșcolar Castan, pe care îl prezint. Sprijină 30 de copii aflați în situații de dificultate, cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani. Oferim activități de medicale, sociale și de educație. Activitățile de educație sunt realizate de educatori specializați în baza unui curriculum școlar aplicat pe grupe de preșcolari și avizat de inspectoratul școlar. Concret, aici se fac activități tip grădiniță. Copilul pleacă în clasa 0 de la noi și s-au integrat în sistemul de învățământ. 100% nu au fost probleme cu... Și selecția pentru acești copii, cum se face? Selecția pentru acești copii se face din activitățile noastre de zi cu zi în teren. Sunt persoane beneficiare de alocație de susținere a familiei, sunt persoane beneficiare de ajutor minim garantat și atunci copiii sunt selectați și aduși la centru pentru a petrece cât mai mult timp la centru, să fie instruiți. Avem 3 educatori la centru de zi pentru preșcolar Castani. Avem un asistent social, un psiholog. Este o echipă multidisciplinară care se ocupă de acești copii. Bun. Viitorul acestor servicii, pentru că sunt foarte interesante, genul acesta de servicii mi se pare mult mai interesant și benefic pentru copiii respectiv, chiar și pentru familiile lor, decât acea alocație care li se dă niște bănuți pentru care fac. Deci acest gen de servicii probabil că este viitorul. Corect. Care va fi. Avem organizate aceste servicii pentru toate categoriile de beneficiari. În continuare o să vă prezint Centrul de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru Copii, unde se acordă servicii pentru 60 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani. Centrul furnizează servicii sociale, medicale și de completare a formării copilului prin procedee de educație non-formală. Scopul acestui serviciu este de a veni în întâmpinarea procesului educațional, unde copilul să poată lucra temele pentru acasă și de a avea posibilitatea de a se dezvolta și de a se recrea prin joc într-un proces educativ recreativ bazat pe metode complementare la procesul educațional. Astfel, echipa multidisciplinară din acest centru desfășoară activități de recreere, activități extrașcolare, consiliere individuală și de grup, activități de educație pentru sănătate, multe activități cu acești copii. În cadrul echipei multidisciplinară sunt 4 educatori specializați, asistent social, asistent medical, psiholog. Acești salariați sunt plătiți din fonduri nerambursabile pentru că pentru aceste 2 centre am depus un proiect. Servicii socio-educaționale pentru prevenirea abandonului familial pentru copiii noștri și finanțarea este asigurată din fonduri europene. Sunt 210 copii care beneficiază sau vor beneficia de aceste servicii în cadrul celor 2 centre. Și proiectul urmărește dezvoltarea serviciilor integrate comunitare, sociale, medicale și educaționale pentru sprijinirea acestor copii.
Tot acest personal de care dumneavoastră vorbiți, educatori, cum vine la dumneavoastră? În general, educatorii se duc spre zona cealaltă. Conform legislației și care sunt finanțați din proiecte europene, sunt plătiți în afara organigramei, facem concursuri, realizăm concursuri și respectăm legislația în domeniu. Mă gândesc că educatorii, învățătorii de obicei au zona lor de la învățământ și atunci ori își completează norma sau vin direct să angajați? Nu, sunt angajați optore pentru realizarea activităților de educație specifice. Da. Cum colaborați cu, hai să spunem așa, cu autoritatea locală, cu primăria? Cum se realizează această colaborare? Că practic dumneavoastră sunteți o instituție. Bine, bugetul vi-l asigurați în cadrul bugetului. Avem tot sprijinul din partea autorității locale, în sensul că se implică în rezolvarea problemelor sociale la nivel local. Permanent aducem la cunoștință o problemă identificată care nu putem rezolva. Avem o relație profesională bazată pe încredere, respect și rezolvarea tuturor problemelor din domeniu. Am înțeles. Dar instituțional cum funcționează această chestie? Adică vi se face buget să ne lăsați în pace să vă desfășurați activitatea sau când apar probleme sunteți solicitați, nu-mi dau seama cum. Ni se repartizează bugetul pe baza propunerilor noastre. Fundamentăm și noi necesarul de credite bugetare și ni se repartizează, urmând ca noi să-l utilizăm eficient în asigurarea acestor servicii sociale. Următorul serviciu pe care vreau să-l prezint este Centrul Social Împreună. Asigură. Unde este? Gavril Galinescu 46. Asigură protecție socială tinerilor proveniți din sistemul de protecție a copilului din municipiul Piatra Neamț. Aici vorbim despre copiii care vin de la ce vârstă? După 18 ani. După 18 ani. Grupul țintă este format din tineri între 18 ani și Haideți să spunem că asta este o mare, era cel puțin și este încă o mare problemă. Copiii care erau în sistem și după 18 ani nu mai puteau rămâne în sistem. Da. Și s-au creat o mulțime de probleme. Adresează Direcției de Asistență Socială și îl integrăm în acest centru. Scopul acestui serviciu este de a asigura servicii sociale specializate pentru formarea deprinderilor de viață independentă prin încadrarea în muncă cu scopul integrării socioprofesionale și obținerea unei locuințe din fondul de stat, situații în care ei părăsesc centrul, se consideră că noi ne-am îndeplinit obiectivul și ei sunt integrați în societate. Spuneți-mi un pic, acum în momentul ăsta centru funcționează cu câți? Avem 54 de beneficiari. Cât? 54. Este un centru rezidențial. Are 54 în momentul de față, din care 23 sunt copii. Și restul, cât ce vârste au? De la 18 la 35 de ani. De 18 la 35 de ani. Bun. Da, și de-a lungul timpului noi am integrat mulți beneficiari socioprofesionali, fie prin încadrarea în muncă, fie prin primirea unei locuințe. Bun, și de exemplu, el primește o locuință. Mai este urmărit după aceea să vadă ce se întâmplă cu el sau a primit o locuință, l-a scos din evidență? Nu, sigur, revine în monitorizarea Direcției de Asistență Socială, a Serviciului de Asistență Socială și îl monitorizăm în continuare. Și haideți să vorbim un pic despre rata de succes a acestui program. Adică, fără să dăm nume, dar să vorbim, poate ne dați și niște exemple. Adică, în general, există următoarea imagine. Copiii stau în niște centre, cu puține excepții, care se duc și lucrează și intră în facultate, cum fac ei, și se realizează restul, pleacă spre zone unele normale, se angajează undeva și își fac o viață și mulți se duc în zona aceea obscură, despre care nu știm.
Da, deci noi monitorizăm și urmărim. O mare parte se pot integra prin muncă. O parte nu. De exemplu, mai avem câteva persoane încadrate în grad de handicap. Bine, e clar că aici nu putem discuta. Nu se pot realiza și nu se pot 100% să ai un beneficiu. Este muncă mult, cu multe activități. Noi în centru avem și deprinderea abilităților de preparare a hranei. Învățăm cum să-și prepare hrana. Adică îi pregătiți cumva pentru viață. Pregătim pentru viață. Pentru o viață independentă. Și care este feedback-ul din partea lor? Sunt interesați sau consideră că lucrurile astea sunt normale și trebuie să le primească pentru că vin din sistem? Da, de multe ori acesta este adevărul. Dar noi dorim să se facă, să ne înțeleagă, să conștientizeze că altceva trebuie să aștepte de la viață, să meargă să muncească, să urmeze studii, să se integreze socioprofesional, participăm cu ei la bursa locurilor de muncă pentru încadrarea în muncă și în final reușim, dar cu muncă, multă muncă și din partea noastră. Spuneți-mi un pic, toată această activitate, că uite, deja am vorbit de jumătate de oră și știu că aveți ședință la primărie la un moment dat. Spuneți-mi un pic, toată această activitate, în ce măsură interacționați dumneavoastră cu societatea? Direct, adică prin ONG-uri, voluntari în afara ONG-urilor, dacă există. În ce măsură și cum pot eu, dacă văd un caz social, să vă contactez, să vă spun, doamna director, onorată direcție de asistentă socială, este un caz aici, mergeți și faceți o anchetă. Dacă ne contactați, sigur, ne ducem în orice oră din zi și din noapte, că suntem 24 din 24 în slujba cetățeanului. Am înțeles. Dar noi promovăm parteneriatele, avem parteneriate încheiate cu foarte multe ONG-uri și fundații și instituții publice și promovăm la fel de mult și voluntariatul prin standardele noastre minime de calitate. Avem activități specifice voluntariatelor, încheiem contract de voluntariat cu persoanele care vor să facă și vor să intervină în cazurile sociale. Să dau un exemplu, că cu un ONG, Asociația Născută Înger, am acum, se derulează un voluntariat pe adăpostul de noapte. Vin cu o masă caldă pe perioada sezonului rece, începând cu 1 noiembrie până pe 31 martie și desfășurăm astfel de activități. E foarte bine că spuneți lucrurile astea, că lumea în general nu realizează la ONG-urile serioase. Eu nu vorbesc despre acele ONG-uri care, mă rog, nu. Eu vorbesc de ONG-urile serioase. Ați amintit unul și foarte frumos, felicitări. Sunt mai multe pe care le știu și eu. Deci, acesta este genul de activități care se simt pentru... Mai avem încheiate parteneriate, de exemplu, cu Inspectoratul de Poliție Județean, la care vin... de la Inspectoratul de Poliție și țin la centre ore de prevenire a faptelor antisociale. Sunt mai multe parteneriate încheiate și promovăm în general parteneriatele pentru rezolvarea cazurilor sociale. Acum, mă rog. Vreau să vă intrăm în zona persoanelor vârstnice și să prezentăm paleta de servicii pe care o avem. Avem un serviciu social specializat pentru îngrijiri la domiciliu. Este un serviciu mai nou, înființat în 2018, care acordă îngrijiri la domiciliu vârstnicilor de Piatra Neamț, persoanelor dependente medico-social. Avem o echipă de specialiști formată din îngrijitori. Cum funcționează? Da. Cum funcționează? Echipa de specialiști este formată din îngrijitor, asistent medical, kinetoterapeut și psiholog. Și acordăm servicii la domiciliu, ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice, ajutor pentru activitățile instrumentale ale vieții zilnice, asistență medicală,
activități de recuperare. Cum funcționează? Deci, cum, pe baza solicitărilor. Solicitărilor persoanei, nu? Da. Pe baza intervenției noastre în teren, se depun cereri la noi, mergem în anchetă, evaluăm cazul și propunem ajutor, intervenim la domiciliu, iar dacă nu se pretează și beneficiarul respectiv sau persoana respectivă necesită ajutor specializat, îl internăm în centru social Pietricica. Am înțeles. Deci, practic, constatați pe bază de cerere. Evaluăm și în momentul în care, să spunem că este un caz care nu necesită internarea la Pietricica, dar poate fi ajutat. Practic, îl ajutați cum? Îl ajutați să facă cumpărături, da, curățenie sau nu înțeleg exact? Depinde de ce are nevoie. Îl hrănim, îl hidratăm, îl ajutăm la prepararea hranei, la efectuarea de cumpărături. Și câte cazuri din astea aveți în momentul acesta? În prezent, în momentul acesta, avem 20 de cazuri la care intervenim cu munca aceasta. 20 de cazuri, nici nu-mi dau seama. Bănuiesc că totuși e mult, pentru că e multă activitate. O parte este din activitatea noastră, o parte intervin și pe centru social Pietricica. Dacă în momentul persoana nu se pretează pentru îngrijire la domiciliu, intervine serviciile centrului social Pietricica. Aici se asigură asistență și socială și suport pentru îndeplinirea nevoilor de bază. Știți ce constat eu? Constat că încet încet direcția aceasta de asistență socială se îndreaptă spre cu serviciile direct acasă la, da, la oameni. Acasă la oameni, și noi ne axăm mai mult pe acordarea serviciilor decât pe beneficiile de asistență socială. Acolo unde e cazul, intervenim. Acum, pe finalul emisiunii, v-aș ruga să ne spuneți un pic care a fost activitatea și cum s-a desfășurat activitatea în perioada aceasta. Suntem încă în stare de alertă, da? Cum a fost, cum s-a desfășurat activitatea DAS-ului? Pentru că bănuiesc că ați avut foarte multe solicitări. Da, au fost foarte multe solicitări în perioada de alertă și în continuare sunt, dar intervenim în colaborare, în parteneriate cu ONG-urile, că nu se poate fără, și sprijinim fie prin efectuarea cumpărăturilor la domiciliu, fie prin diverse ajutoare alimentare sau, indiferent de situație, intervenim la toți cei care ne cer ajutorul. În sensul acesta, suntem implicați într-un proiect Sprijin pentru persoane vulnerabile în contextul epidemiei de COVID-19. Este un proiect realizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în parteneria cu Direcția de Asistență Socială, finanțat din fonduri europene pe axa 4, incluziune socială și combaterea sărăciei. Proiectul are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și sunt 400 de persoane vârstnice identificate la care s-au întocmit anchetele sociale și planurile de intervenție individuale în funcție de riscul identificat. Sprijinul a constat în distribuirea materialelor de protecție și dezinfectanți. Distribuirea s-a realizat în 3 etape la domiciliu persoanelor vârstnice. Am înțeles. Deci a fost o activitate, ca să spunem așa, destul de intensă și nu lipsită de riscuri. Nu. Nu lipsită de riscuri. Apropo, cum v-ați descurcat pe perioada? Ați avut multe cazuri de COVID? Au fost și cazuri de COVID, dar au fost și salariați carantinați, am înțeles cu toții situația. Ulterior ne-am vaccinat o mare parte dintre noi. Am înțeles că trebuie să ne protejăm pe noi și pe beneficiarii noștri. Eu vă doresc o zi frumoasă. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune.
Vă dorim ședință plăcută astăzi la primărie, că știu că aveți, probabil că va veni și primarul cu un mărțișor pentru doamne. Noi vă dorim cele bune și oameni buni. Aceasta este o direcție de asistență socială de municipiu. Un municipiu nici bogat, nici sărac, cu oameni care încearcă să trăiască, din păcate, din când în când li se pun piedici. Prin direcția de asistență socială se încearcă rezolvarea lucrurilor. Doamna Ana Berea, vă mulțumim încă o dată. La revedere, oameni buni. Mulțumim. Să ne vedem sănătoși mâine.